Batalionul 30 Vânători de Munte Dragoslavele are o nouă conducere. Pe platoul unității, în prezența comandantului Brigăzii 2 Vânător de Munte Sarmi a avut loc ceremonia de predare primire a comenzii batalionului și a drapelului de luptă, între locotenent colonelul Liviu Costin Bălăceanu și locotenent colonelul Ionuț Cosmin Caru. În cadrul ceremoniei, comandantul brigăzii l-a felicitat pe locotenent colonelul Liviu Costin Bălăceanu pentru modul exemplar în care și-a îndeplinit atribuțiile și misiunile specifice în perioada petrecută la comanda batalionului, oferindu-i cu această ocazie o plachetă cu însemnele heraldice ale brigăzii doi vânători de munte Sarmi Segetuza, în semn de aleasă considerație și prețuire. Cu prilejul aceleiași ceremonii, majorul Ionuț Cosmin Caru a fost înaintat la gradul de locotenent colonel și în puternicit la comanda batalionului, noile grade fiindu-i înmânate de comandantul brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmisegetuza, colonelul Ilie Marian Dragomir. Istoria batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele a început cu data de 1 iunie 1969, data la care se înființa acest batalion subordonat brigăzii 4 vânători de munte Posada din Curtea de Argeș. Începând cu anul 2000, unitatea a fost subordonată brigăzii 2 vânători de munte Sarmisegetuza. În cei peste 50 de ani de existență, personalul batalionului a acționat cu dăruire și profesionalism pentru îndeplinirea misiunilor, reușind să obțină rezultate bune și foarte bune la toate categoriile de pregătire. La aplicații Tactice, în poligoanele de trageri din țară sau din străinătate, militarii batalionului au demonstrat că au o pregătire militară de specialitate foarte bună, o condiție fizică excepțională, factor esențial pentru ducerea cu succes a acțiunilor militare în teren muntos. Militarii care se instruiesc în această unitate de tradiție pot face față oricăror solicitări și pot îndeplini misiuni dintre cele mai complexe, fapt ce s-a demonstrat și prin participarea unității la misiunile din teatrele de operații din Kosovo și Afganistan. Adios.